și domnilor, bine v-am găsit la Agenda Medicală. Vă aduc în atenție faptul că în această săptămână discutăm despre consumul de zahăr, efectele și beneficiile lui împreună cu domnul Marius Călinici, care este specialist în diabet, nutriție și boli metabolice. Domnule doctor, înainte de pauza de publicitate am rămas la problema cu cereale și cu figurina ascunsă în punga de cereale și o să vă rog să ne explicați acum mai multe detalii, dacă este bine că este acolo sau că nu este bine că este acolo figurina sau, mă rog, ceea ce se scrie pe eticheta acelor cereale. Este periculos faptul că o grămadă de pseudospecialiști recomandă aceste cereale în alimentația copilului și mai ales în alimentația copilului mic. Din ce în ce mai mulți pediatri constată că ceea ce se recomandă de obicei, combinația de cereale cu lapte de dimineață, nu este grozavă. Din diverse puncte de vedere, oricum, combinația face să se piardă nutrițional avantajele laptelui și avantajele, dacă vreți, a grăuntelui de cereală, o leacă prelucrat termic și avuns în hrana copilului. Ori în momentul în care grăuntele de cereală are 40% zahăr, că nu este miere. Și nu este miere de ce? Procesul tehnologic n-ar permite adăugarea mierii. Mierea nu se încălzește. După aceea, mierea se dă copilului peste un an jumate, 2 ani, nu înainte, pentru că presupune risc, nu obligativitate, de infestare cu bacil botulinic. Treaba care la copilul mare și la adult nu se poate pentru că există bariera de acid a stomacului. La micul nu o are. Așa, în care vitaminele sunt puse cu polonic într-o combinație mai ciudată decât în polivitamine. Ei, dintr-o dată, fulgii ăia rezolvă o singură problemă, acelui care produce și care poate să-și valorifice cerealele într-un mod superior, evident la un preț de cost adecvat reclamei. Așa a fost el și lansat în comunitatea din Statele Unite, care a lansat pe piață cerealele pentru a-și valorifica cerealele produse de acea comunitate. Și să înțelegem că până la urmă figurina este acel premiu, nu? De care dumneavoastră discutați în prima parte a emisiunii. Așa ceva. Figurina este ceea ce îl face pe copil să vrea și punga asta și punga aia și punga aia altă ca să-și facă setul de figurine. Și până la urmă este un mod și de a manipula. Este un mod de a educa, într-un anumit spirit pe care eu personal nu-l apreciez. Da. Spuneți-mi, domnule doctor, este o soluție să se treacă pe fiecare etichetă cât zahăr conține un preparat? Să treacă. Acest preparat conține un sfert de linguriță de zahăr. Acest preparat conține o linguriță de zahăr. O să-mi spună un sfert de linguriță de zahăr și ce o să-mi spună despre siropul de porumb? Și ce o să mai spună despre fructoza adăugată separat? Și nu cred că asta este o soluție. De ce vă întreb? Pentru că la un moment dat se spune că ar trebui să fie un fel de proiect până la urmă care să fie sub formă legală, în ideea în care va educa consumatorul și consumatorul când va duce și va veni acasă cu toate produsele respective o să vadă, astăzi mănânc aia, bun, și acum fac listă și văd, chestia aia conține o jumătate de linguriță, asta conține o linguriță 29 și la final zice, opa, deci dacă eu tot mănânc toate produsele astea, până la urmă mănânc 20 de lingurițe de zahăr, deci nasol. O, Doamne, sunt sigur că generația mea de specialiști nu va prinde acest moment. Am vagă bănuială că nici generația de specialiști care mă urmează nu va prinde momentul în care cetățeanul va veni acasă și va începe să socotească pe puncte ce mănâncă el. În momentul de față, o astfel de atitudine definește o boală psihică care se numește ortorexie. Așa încât nici măcar n-aș dori ca una dintre principalele preocupări ale celor care mă înconjoară să fie calcularea a ceea ce va mânca astăzi, mâine și poimâine, apropo de ceea ce a adus de la sursa de aprovizionare și a introdus-o în casă. Nu cred că ar fi bine. N-ar fi bine, dar vedeți că în străinătate, spre exemplu, au găsit americanii la un moment dat o altă soluție și anume
puneau pe produse un fel de etichetă tip semafor și spuneau eticheta galbenă are atâta consum de zahăr, eticheta verde cam atâta și aia roșie e nasol, acolo bun, e foarte ce, mult zahăr. Ce ne facem? N-a dat atenționează, n-a dat rezultate. N-a dat niciun fel de rezultate pentru că eu știu că am voie verde și atunci nu-mi iau o punguță cu verde, mi-au 10 punguțe cu verde. Și ajung la roșu automat. Și n-am realizat nimic. Deci nu cred că asta este soluția. Ei, dar dacă știu eu care este soluția, cred că aș povesti eu cu dumneavoastră aici asta și n-aș predica în altă parte. Dar de predicator nu ducem lipsă la ora actuală. Din păcate sunt pe toate lungimile de undă. Da, din păcate. Vedeți că fiecare încearcă să găsească anumite soluții, dar până la urmă soluțiile acestea oricum întârzie sau nu sunt beneficii totdeauna pentru sănătatea cetățeanului și pentru sănătatea consumatorului până la urmă. Și atunci vreau să vă întreb, producătorul este vinovat dacă consumatorul cumpără sau consumatorul este vinovat că nu știe ce se găsește pe produsul pe care îl cumpără sau în produsul pe care îl cumpără? Asta este o poveste veche de când lumea cererea a determinat oferta, iar oferta a modulat cererea. Și atunci care ou, care găină? Sau cine a fost primul, ou sau găina? Da. Spuneți-mi, domnule doctor, cu ce putem înlocui recompensa dulce la copii, despre care povesteați în prima parte a emisiunii noastre? Sau cu ce ați recomandat dumneavoastră? Nu știu, că bănuiesc că la un moment dat vin și părinți cu copiii la dumneavoastră și poate vă solicită o părere în acest sens. O fructă este mai bună sau nu știu ce anume? Acum, ar trebui cam de toate. Deci, ideea care este că nu este grozav să-ți înveți copilul, dar e foarte greu să faci acest, spun eu, să-ți-l premiezi cu mâncare. Indiferent că e fructă, indiferent legumă, că mâncarea aia se cheamă legumă sau se cheamă fruct sau se cheamă slănină prăjită, na, la ăla mai mare sau ce Dumnezeu s-o chema. Este cea mai la îndemână recompensă, trebuie să recunosc. Este unul dintre instinctele noastre fundamentale de a mânca și asta trebuie să recunosc. Dar trebuie văzut cum se poate găsi calea ca, dacă se poate, cât de rar recompensa să fie țintită pe mâncare. Pentru că recompensa țintită pe mâncare va atrage după sine excese. În funcție de mâncarea pe care ai focusat-o apropo de recompensă. Spuneți-mi, domnule doctor, lecțiile de nutriție în școli sau în licee sau chiar la facultate ar fi o soluție pentru a obișnui consumatorul să fie mai atent la ceea ce mănâncă? Da, ar fi o soluție. Toată povestea este cine este cel care ține lecțiile. Pentru că în momentul de față lumea este invadată de diverse opinii referitoare la alimentație și atunci există șansa ca la școala asta să se predea sau să se educe copiii, că nu-i bine spus predat, să se educe copiii într-un spirit diferit de școala care se află peste drum și atunci n-ai făcut nimic. Deci ar trebui să ne lămurim noi și când spun noi mă refer la cei care s-ar implica într-o astfel de activitate ce vrem, ce le spunem. Nu vorbesc de curiculă, dar cam care sunt sunsele în care se informează formatorii de opinie și cine formează opinia formatorilor de opinie. Pentru că la ora actuală, de exemplu, am văzut într-un dintre mall-urile Zalăului, am văzut o carte de nutriție americană, n-o să-i dau titlu, care pentru unii este o Biblie și care de fapt este literatură belectristică. A fost ea citată și la televiziunile mari, a fost citată și la diverse congrese, dar acolo, acasă la ea, este considerată beletristică. Da, exact asta vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră chiar sunteți unul dintre acele repere care chiar mergeți la congrese în țară și nu numai. Și vreau să vă întreb cum pot atunci cetățenii să-și dea seama și să aleagă ceea ce reprezintă de fapt carte de beletristică și ceea ce reprezintă de fapt un model pentru nutriție și dietă. Și nu numai. Model pentru viață în sine. Întrebarea este înfiorător de grea. O lăsăm atunci pe altă dată? Nu, întrebarea vizează cum pot eu să-mi dau seama ce religie practic.
cum pot eu să-mi dau, cum pot eu să cel copilului meu să agreeze religia pe care eu o practic. Cam aceeași poveste și cu alimentația. Iar din punct de vedere a alimentației, în momentul de față, planeta este bântuită de, ca urmare a fenomenului de globalizare, de niște schimbări care au întrezat după sine o derută atât de mare, încât aproape că nu-ți vine să te apropii. Cert e un lucru, peste tot locul, omul pretinde că alimentul să nu mai fie sursă de supraviețuire, ci să fie o modalitate prin care să-și întărească sănătatea și să-și prelungească viața. Dar asta nu este o noutate și nu mi-aparține mie. Povestea a fost sesizată în urmă cu vreo 25 de ani și atunci s-a folosit termenul de alicament. Deci aliment, medicament. Ei, în momentul în care însă pretinzi alimentului să fie medicament, de acolo încolo vor fi specialiști, pseudospecialiști, vraci și așa mai departe, care fiecare își va propovădui punctul de vedere. Bun, Dumnezeu știe pe care să-l asculți. Eu nu știu. Domnule doctor, ce părere aveți legat de faptul că tot mai multe diete nu au rezultat tocmai din cauza aportului de zahăr din alimente? Pentru că, bun, care diete? Păi, la ce vă referiți? Acelea pe care, bineînțeles, le propovăduiesc alții și dumneavoastră știți la ce mă refer. Vă referiți la... Tot felul de cure de detox și așa mai departe. Dar zice, mănâncă, bun, nu mai mănânci nimic, doar sucuri și gata. Și tot felul, că... am făcut o enumerare mai înainte, tot soiul de specialiști, pseudospecialiști și vraci. Bun, perfect. Ce facem cu produsele de post? Pentru că în foarte multe, dacă ne uităm pe etichetă, găsim exact ce spuneați dumneavoastră, dextroză, sirop de porumb, etc., etc. Alea le găsim și în alea care nu sunt de post. Acum... Problema care este că acele produse de post sunt produse intens industrializate ca și ălalte care nu sunt de post. Deci, pe undeva, pateul de post este nu cu mult mai bogat în euri, adică în aditivi, conservanți și alte asemenea treburi decât pateul. Hai să nu folosesc termenul de ecă, l-am folosit de reflect, dar îmi displace. Și aș putea continua. De ce, dacă vrei să bei lapte, să nu bei lapte? Și în momentul în care postul, în viziunea ta, se impune să nu folosești lapte, atunci să nu bei lapte. De ce să te minți că bei lapte folosind lapte de cocos sau de celelalte? Soia. Sau de... Despre soia este o problemă pe care nici măcar nu știu dacă merită să o discutăm, dar am fost satisfăcut. În ultima perioadă am găsit măcar 3 surse serioase care aveau ceva de comentat apropo de produsele de soia care există la noi. Da. Așa. Și comentariile erau negative. Toate? Toate. Din păcate sau din fericire? Păi stați un pic, soia, noi am preluat-o din alimentația chineză. Știți dumneavoastră, per ansamblu, cât la sută din rația calorică medie din China provine din soia, soia fiind un aliment bogat în calorii, până în 15%. Și atunci, cum e aia cu chinezii care trăiesc foarte sănătoși pentru că mănâncă soia? Nu mănâncă soia. Foarte mult orez. Nu, o folosesc la sosuri. Și nici sosurile nu din abundență. Soia, ca atare, nu prea mănâncă chinezul, poate vaca chinezului. Dar chinezul ca atare nu. O folosește la, ca și condiment mai mult, nu atât ca aliment. Bun, haideți să mă ajutați să demitizăm un alt aspect și anume berea cu diverse arome. Are zahăr? Pentru că... Din ce se face berea? Berea, nențească, se face din 4 lucruri. Din apă, din drojdie, din hamei și din malț. Ce este malțul? 2 molecule de glucoză legate între ele. Amidonul existent în boaba de cereală este prelucrat enzimatic de către germenele bobului respectiv de cereală, care își pregătește combustibilul pentru a crește și atunci rupe din amidon bucăți de câte 2 molecule de glucoză. Deci, malțul este glucoză. Și atunci, chiar dacă fermentează, face o leacă de fermentație alcoolică în contul drojdiei, berea va conține zahăr, cam 4 și ceva la sută zahăr. Ce zahăr? Glucoza.
Bun, și dacă mai punem și arome, și coloranți, și alte feluri de lucruri... Dar tot are zahăr. Tot are zahăr. Tot are zahăr. Deci nu există bere light 100% fără zahăr, care bere să fără zahăr. Bere exact. Fără zahăr. Bere nu fără bere zahăr. Fără alcool, poate, dar okay. fără zahăr, nu. Bun, mulțumesc. Spuneți-mi, într-un studiu pe care am încercat așa doar să-l foiletez pentru că nu este domeniul meu de interes, dar mi-a atras oarecum atenția, am găsit faptul că celulele canceroase iubesc zahărul și că există mai nou un fel de, mă rog, procedură medicală prin care, cu un fel de scanner, se poate identifica dacă o persoană, mă rog, ar avea cancer în funcție de modul în care se colorează anumite zone din părți, corpul uman. Celula canceroasă este o celulă tânără care se mulțește anarhic și exploziv. Motiv pentru care are nevoie de substrat energetic în cantitate mai mare pentru a se dezvolta ca atare. Motiv pentru care va fi o tumoră respectivă, va fi o zonă de țesut, un țesut, să zicem, care va consuma zahăr cu o rată mult mai înaltă decât un țesut unde celulele se mulțesc în mod obișnuit. Și atunci așa ne explicăm. Sunt unele situații în care anumite tumori hepatice, de exemplu, printre manifestările lor este și aceea că cel în cauză face fenomene de hipoglicemie, scade zahărul prea mult în sânge, ca urmare, în condițiile unui aport obișnuit de zahăr, ca urmare a faptului că acel țesut canceros hepatic consumă zahărul cu o rată mult mai înaltă decât restul celulelor în organism. Și de aici sunt un număr de speculații referitor la dieta hipoglucidică, care ar fi, dar nu este, din păcate, care ar fi benefică în tratamentul dietoterapic al cancerului. Ce se întâmplă, domnule doctor, cu acele persoane care, la un moment dat, în anumite momente ale zilei, au senzația aceea de dulce în gură? Ce semnale transmite acest lucru asupra sănătății acelei persoane? Niciunul. Un gust dulce, preponderent, fără să mănânce absolut niciun produs. Gustul ăla dulce poate fi dat de factori locali, de obicei care țin de dantura celui în cauză, sau noi avem tot soiul de... Creierul nostru face tot soiul de conexiuni ciudate. Și treaba asta poartă nume de fenomene parestezice. Deci, ne auzim bătăile inimii în urechi, săracii aia care au fost amputați uneori simt furnicături între degetele piciorului pe care de fapt nu-l mai au, și povestea cu gustul dulce cam în familia asta se regăsește. Nu are semnificație nici de bine, nici de rău. Știam povestea cu senzația de gust amar și atunci automat... Nu, cu senzația de gust amar este o altă poveste. Gustul amar de obicei este generat de refluxul sucului duodenal, care conține fiere, care conține bilă din duoden în stomac și de acolo, prin reflux gastroesofagian, ajunge în gură. Ăla este gust amar, este gustul fierii care n-ar avea ce căuta acolo. Dar întâmplarea face că noi nu avem nimic dulce care să poată reflua. Decât în situații de boală, dar atunci am vorbit despre altceva, când diverse secreții ar putea avea diverse gusturi, secreții provenite din nas, din sinusuri, din alte părți. Dar nu despre asta vorbeam. Vorbeam despre gustul ăla dulce pe care îl mai simt unii alții. Este senzație falsă. Spuneți-mi, domnule doctor, pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul acestei emisiuni, o întrebare, spun eu așa, obiectivă, nu neapărat dificilă. Este zahărul un drog, deși aparent pare inofensiv pentru sănătatea noastră? Sau poate fi considerat un drog? La limită. În sensul în care ca atare el nu provoacă tulburarea funcțiilor neuronale așa cum le provoacă ceea ce noi încadrăm în general în categoria drogurilor. Dar în anumite circumstanțe creierul poate fi deci creierul sesizează atunci când aportul de glucoză de data asta este mai mic decât cel cu care s-a obișnuit. Și reacționează inclusiv prin fenomene de alertă neuropsihice.
mai departe reacționează obligând ficatul să elibereze din depozite glucoza. Ei bine, și glicemia se reface și pe chestia asta creierul este mulțumit. Ei bine, dacă creierul a fost obișnuit cu un nivel mai înalt de glucoză în sânge, în momentul în care nivelul de glucoză în sânge coboară la valori care pentru mine sau pentru altcineva ar fi considerate normale, el percepe treaba asta ca o glicemie mai mică decât normalul și se comportă ca atare. Dar n-aș spune, n-aș îndrăzni, pentru că aș fi contrazis de o mulțime dintre colegii mei mai pricepuți în problemele drogurilor, să spun că glucoza, fructoza sau oricare alte zaharuri cu care ne-am putea izbi noi pot fi considerate droguri. Și ce le spunem celor care, spre exemplu, atunci când se trezesc dimineața, în loc să bea o ceașcă de cafea, spre exemplu, ca să poată să-i revitalizeze, alții au o linguriță de miere, spre exemplu, sau o linguriță de zahăr, pentru că simt că nu au puterea necesară să poată să-și înceapă activitatea zilnică. Acum, hai să lămurim o poveste. Celulele noastre, spuneam eu, că se hrănesc cu zahăr, nu? Nu cu zahăr. M-am molipsit. Cu glucoză. Dacă ultima masă a zilei de ieri a fost când Dumnezeu a fost și de acolo au trecut 10, 11, 12 ore de post pe care îl presupune noaptea, categoric celulele organismului nostru au cam consumat din zahărul existent în sânge. Și atunci o primă priză de de glucide simple. Mierea, spuneam, un pic de glucoză, multă fructoză, multă zaharoză. Nu vorbesc de vitaminele și enzimele care sunt acolo. Lingurița aia furnizează imediat organismului ceea ce are el nevoie pentru a-și intra în formă. Dar este o atitudine riscantă dacă totul se rezumă la acea linguriță, pentru că mulțumită trecerii bruște a glucozei din lingurița de miere în sânge, organismul va arunca în circulație și insulină. Insulina va scădea încă mai tare glicemia într-un timp ulterior și atunci dacă mierea n-a fost pusă pe felie de pâine cu unt, e păcat. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru intervenția dumneavoastră la această emisiune. Din păcate, timpul alocat a luat sfârșit. Promit că o să ne vedem și cu alte subiecte interesante. Doamnelor și domnilor, sunt Alexandra Roșu. Punem punct aici agenda medicală din această săptămână. Vă așteptăm pe curând. Hai să facem încă o dată ieșirea, că...